Astăzi, în acest episod, Vlăduț i-a făcut o mare farsă tatălui strict. În momentul în care acesta s-a așezat în pat, a picat ca prin minune în apă într-un acvariu. Nu înțelegeți cum a făcut asta? Veți vedea în momentele următoare. Ce zi frumoasă, uite, la casa mea care am făcut 100% am contribuit lemn, coars, sticle de tot, băi, uite ce frumos, uite, și apa, 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 unde am făcut-o, bă, apa, unde am creat-o? Da, tată, tu ai făcut totul, da, tată, și apa și casa, da, strastă, nu de parcă eu am făcut astea, mă, tată, dar stai puțin, eu ți-am făcut casa așa, nu mai contează asta, da, deja mă enervez, tată, tu nu-mi dai credite, nu mă ajuns cu nimic, nici nu mi-ai, nici măcar nu mi-ai dat bani, dar în fine, tată, am întrebare, de ce ai schimbat și zlângul de eu ți-l dedusem? Și ăsta e galben. A, să te asortez, tata, am înțeles. Să te asortez că ăsta e galben cum ești tu, tata. Am înțeles, bun, tata. Da, tata, bă, tata, fii atent. Ce trebuia eu să-ți mai fac la casa asta, tata? Că m-ai enervat destul data trecută, tata. Și am zis că nu mai fac. Aici trebuia să-ți fac și eu, uite-te, că dacă ieșim afară, tata. Ia, vină puțin, tata. Dacă ieșim afară și ne uităm aici deasupra, bă, uite-te cum e aici deasupra, gen, e partea asta fix așa în care să te uiți și tu deasupra, de la balustradă, de la asta, să te uiți frumos, să privești marea. Și încă n-am apucat să termin, că deja mă enervat. Ia că fac eu singur, mă, nu te bădicea, mă, ce? Tata, o faci tu, mă, du-te, mă, că... Da, tata, acum chiar poți să spun... Aole, iar încep cu fiul lui Maricel, tata, nu, tata, stai puțin, acum chiar poți să spui că ai contribuit și tu la casa asta, că mai devreme spuneai că tu ai făcut-o, că nu știu ce, dar acum poți să spui că ai contribuit și tu cu ceva. Fiul lui Maricel, tăcea din gură și făcea aici scara, dar tu nici fiul lui Maricel, ești fiul cu neuri, așa că te pleacă de aici. Bine, tata, du-te... Ai, ce frumos. Păi, tata, știi ceva? Lasă că plec eu, tata. Hai, lasă-mă în pace. Ce faci, tata, cu asta? Bă, tata, a venit, mă, Crăciunul. Ce, Doamne, iartă-mă, faci, mă? Bă, te vrei casă? Tu vrei casă? Tată, tu vrei casă? Tată, lasă-mă. Vacanță, și fiul lui Marcel te cea din gură, așa că tu pleacă din... Nu, tată, stai puțin, lasă-mă să termin și după poți să vorbești tu, tată. Fii atent, ce cu... Tată, aduci și asta de Crăciun, noi sunt... Ai vrut o casă la plajă de vară, tată, și tu îmi pui de asta de Crăciun? Doamne, eu pleacă! Doamne, cu cine să mă înțeleg? Hai, mă, tată, gata, hai că am plecat. Crăciun, cu pletele galbe, a sosit de primăresc și eu vreau de Crăciun fiul lui Maricel. Fiul meu este degeaba. Da, tată, ești mai cringe ca un muc din asta. Dacă deja mai nervezi, tată, pleacă, lasă-mă în pace. Gata, nu mai, tată, știi ceva? Hai că plec acum, tată, du-te la șezlong, du-te, fă-ți treaba ta, tată, stai acolo, relaxează-te, eu plec, eu nu o să mai vin. Ce, Doamne, iartă-mă, tot face, bă, fraților, ăsta acolo. Bă, fiți atenți, ok, hai că plec. Doamne, ce prostit ai, că gata, acum plec. Și stați, încerc să plec acum, dar nu vreau să plec, asta e chestia. Dacă vă uitați acum la mine în inventar, aici, după cum puteți vedea, am un Ghost Blackstone. Acesta este un bloc din acela, practic, uitați-vă, dacă pun eu, de fapt, hai să-l pun, da, fiți atenți. Am pus blocul pe jos și vedeți că putem intra prin el. Eu acum vreau să-i fac tatălui meu o mare farsă cu acesta, dar știți care este faza? Trebuie să văd cum să plece de acolo, că dacă stau acolo, vreau să plece de acolo, că nu știu, să stea măcar la șezlong sau să plece de pe aici, nu știu unde să se ducă, că el tot stă acolo și eu nu pot să fac treaba asta. Acum vreau ca patul lui să-l transform direct într-un dăsta, într-un acvariu, în chestie în care să pice direct în apă când vrea să se pună în pat. Cu acest bloc deasupra deasupra patului, practic, tatăl meu poate să zică, hai că mă pun și eu în pat, nu știu ce. După aceea, când vrea el să se pună în pat, o să pice direct în jos, unde o să fie plin de apă, pentru că eu am acest bloc secret pe care tatăl meu nu-l vede, el crede că este un bloc și de fapt este o gaură în pământ și o să ajungă într-un acvariu. Acvariul acesta nu vreau să-l fac doar atât, o să facem ceva foarte frumos, să-l modernizăm, să fie totul frumos acolo de desubt, să arate chiar super, super tare. Vreau să facem un acvariu superb, dar pe lângă toate treburile acestea, am aici eu câteva materiale în inventar și probabil o să trebuiască mai multe. Am pești, am glass, am corali, am multe chestii aici, dar probabil o să trebuiască mai multe pentru că vreau să o modernizăm, să fie totul foarte, foarte frumos, dar tatăl meu nu trebuie să ne vadă. Și trebuie să vedem că, uitați-vă, bă, tot stă acolo. Ce, Doamne, iartă-mă, face prenul ăla, mă, de ce și-a pus rem? Bă, dar taică-mi chiar e nebun la camă. Taică-mi are toate bolile din lume, mă. Nu înțeleg, e super ciudat, dar acum trebuie să vedem cum să facem. Bă, dar tot nu pleacă, mă, de acolo. Bă, frate, chiar trebuie să plece de acolo. Dacă nu pleacă, nu putem să facem absolut nimic și nu știu. Bă, tot stă, cât mai stă, mă, ca să facem și noapte. Bă, știi ceva, ai, ia că mă duc eu până la taică-mi, vreau să vorbesc și acolo. Tată, ce fac?
Ce? Ce? Ce vrei? Ce faci mai adormit aici pe renul ăsta? Da, hai, lasă-mă. Bă, tata, du-te-mă. Tata, ți-am făcut casa asta frumoasă. Pleacă cu renul ăsta, du-te aici la plajă frumos. Nu, de asta ai vrut să... Nu, așa, bravo. N-ai vrut să te duci să stai la plajă, să faci toate treburile astea. Tata, ce-ai vrut tu să faci? De ce-ai vrut casă? Iau. Uite, ca să stau în ea. Ca să stai în ea. De vară, să... că-mi place, uite. Da, da, de vară, că-ți place. Uite, aici, pătuse. Da, da, da. Am pat, am ăla. Da. A televizor, o bine, teamă. Hai că plec, tata, hai că plec, tata. Bine, tata, hai că plec, hai că mă duc frumos așa să vedem în toate treburile astea. Băi, fraților, nu știu ce să fac acum, deci trebuie să văd unde s-a dat, stai că eu sper că s-a dus la șezlong. Bă, ce, domnule, iar tu m-a făcut aici, spart. Sau ăsta de unde e? A, nu știu. A, uitați, bă, mă, e fixat șezlong, e bine. Acum noi trebuie să facem, să putem să construim. Ok, sper că nu auzit ușile astea că le-am deschis. Stați puțin că trebuie să mă uit pe geam. Ok, deci este aici, uitați-vă la el. Și fiți atenți, eu acum practic am picat aici. O să trebuiască să dau ăsta undeva puțin aici la o parte, dar nu vreau să-l dau foarte, foarte la o parte. Dar nu știu, vreau să-l dau la o parte oarecum încât să pot să construiesc eu aici foarte frumos. Deci nu vreau să vadă taică, adică dacă el o să intre acum în cameră, gen în câteva secunde când o să intra el în cameră, când eu în timp ce eu practic o să vreau să construiesc ăsta, o să fie foarte nașpa dacă el o să-și dea seama. Și trebuie să facem în așa fel încât să nu-și dea el seama. O să punem patul așa puțin mai într-o parte. Să sperăm totuși că nu o să urcem pat, dar n-are ce să caute acum, o să punem pat tocmai seara. Acum noi trebuie să revenim cu toate materialele, toate treburile astea și să ne dăm drumul practic la treabă. Deci stai că mi stai acolo pe șezlong, ia ce tot face, bun. Deci stai acolo. Ok, stai puțin să nu mă vadă. Da, și dacă mă vede acum nu e nicio problemă, dar ok, deci vedem că stau acolo în continuu pe șezlong. E bine. Hai că revenim imediat cu toate materialele să ne dăm drumul să facem acvariul în care tatăl strict practic o să doarmă, pentru că atunci când se va pune la somn, o să pice direct din pat, o să pice direct într-un acvariu și o să fie cea mai mică farsă. Chiar abia aștept să-i văd reacția. Da, bă, vă, fraților, sper să iasă strastă să nu ne prindă, că dacă ne prinde e cam nașpa. Bun, hai că ne-am revenit, avem toate materialele aici. Bine, probabil o să mai avem nevoie de altele, dar nu, în fine. Mi-am mai luat pe aici niște alge, mai multe chestii și acum trebuie să dăm aici drumul să facem toată treaba asta foarte frumos, să fie totul foarte, foarte bine, să avem toate lucrurile astea necesare în așa fel încât să putem să facem toate lucrurile, toate treburile. Și da, bă, urați-mi succes, că nu știu ce să fie, să sperăm că o să fie totul bine, că dacă o să ne prindă taică-mi eu, o să fie cam nașpa. Dacă ne... Ok, deci am crezut că vine. Nu știu ce mi s-a părut că am auzit ușa. Iar vedem că stă tot aici, e bine. Dacă stă acolo pe șezlong, dacă stă toată ziua, e perfect. O să ne iasă totul foarte, foarte frumos, fără stres, e bine. Și să nu facem prea mare gălăgie ca să nu vină el aici. Dar în fine, hai că revenim acum direct cu toată treaba, să sperăm că o să terminăm cât mai repede ca să nu vină pe scenă. Știți ce zic, să nu vrea să se pună în pat, că dacă vrea să se pună, o să fie cam nașpa, că nu o să reușim să terminăm totul și o să fie foarte aiurea. Bun, hai să vedem, începem, fraților. Urați-mi aici succes bun. Deci începem cu partea asta aici foarte frumos. Hai să ne punem partea asta. Mamă, și să atenți că poți să vă puteți că pe aici. Mamă, cât de genial e totul. Mă, chiar e super super tare. Trebuie să punem niște lanterne pe aici ca să facem și puțină vizibilitate, că avem mare nevoie de vizibilitate dacă n-avem lumină. E cam nașpa, dar eu zic că putem să folosim mai degrabă lanterne din acestea. Eu zic că ar da ceva, o idee mult mai bine față de lanterne normale. Și o să vreau să pun, hai că punem una, nu știu, trebuie să facem ăsta ceva de genul așa. Și hai că punem în partea asta lanternele momentan în partea asta, bam, bam, bam. Deci noi aici trebuie să ducem ăsta ghost block înapoi. Bun. Bă, fraților, și chiar urați-mi succes aici, că nu știu ce o să fie. Chiar o să-mi fie puțin aiurea, că mi-e frică, trebuie să recunosc. Uitați-vă că am căzut ăsta pe aici. În fine, am înțeles. Putem să-l tragem o idee mai în jos dacă el băgăm fix. Dar nu, că n-avem ce face cu treaba asta dacă îl băgăm aici. Dar trebuie să iau și eu niște gres, cred. Nu, gres. Sau să iau niște sand, cred că avem nevoie să luăm. De sand avem noi nevoie. Hai să luăm sand din acesta, că până acum chiar nu mă gândise la sand. Și uite că chiar avem nevoie de sand. Adică chiar pe bune avem nevoie de sand. Hai că punem în lumina dacă e în partea asta, ca să punem aici sandul foarte frumos. Trebuie să facem toată zona aceasta. Și scrieți în comentarii dacă este o idee bună și ce idei ați mai avea voi, ca să-i mai fac eu lui Darusel practic niște farse de genul acesta, să fie totul foarte, foarte bine. În partea asta hai că vreau să duc tot așa ceva de genul, să umplem partea asta frumos. Vreau să scrieți dacă e o idee bună, dacă vreți să mai facem idei de genul, farse de genul, și ce farse aveți voi de gând să-i mai fac eu. Chiar vreau să țin cont
sunt acolo de părerea voastră, că știți că opinia voastră chiar contează foarte, foarte mult. Voi aveți, puteți avea idei super, super geniale, ce m-ar ajuta evident super, super mult. Acvariul acesta să-l facem, da, atâta, nu știu, vreau să-l fac puțin mai mare totuși, că vreau să avem aici, să, până la urmă, dacă facem ceva, facem prin cost, o să dureze puțin și hai să facem și așa o muncă, să fie aici în acvariu ceva de genul, chiar dacă nu putem, da, o să facem intrare prin altă parte și atenți că când o să trebuiască să facem intrarea prin altă parte, acum ia să puțin să pun ghost blocul, deci este fix aici, bun. Și atenți, o să facem o intrare pe aici, o să vreau eu să duc în partea asta, să umplu eu asta. De fapt, hai că punem în colțuri lumină din aceasta, eu așa zic că ar fi cel mai bine să punem în colțuri lumină din aceasta. În partea asta să fie totul așa frumos, ba, una, două, trei, patru, bun. Și aici trebuie să fie totul fix așa, acesta cred că o să fie acvariul în general, aceasta o să fie toată partea de acvariu. Iar în partea aceasta vreau să fie intrarea din afară, practic când o să trebuiască noi să facem. Momentan lăsăm așa pentru că îi facem farsă, n-avem nevoie de treaba aceea, unde o să vedem practic acvariu, că o să fie o zonă super tare de design tot așa la casa asta și o zic oricum, o să se bucure, taică-miu, o să se bucure super, super tare în momentul când o să vadă că, bă, am mai contribuit cu ceva, adică nu doar i-am făcut farsă, adică să sperăm totuși că o să se bucure, că nu știu dacă i-ar place acvariul, dar din moment ce el vrea să aibă casă pe plajă, un acvariu ar fi foarte potrivit și de-aia o să-l fac, să fie totul bine aici, bun, așa, cred că punem niște de-astea, dar cred că avem nevoie ca să punem niște de-astea, dar nu știu că astea sunt, sau, nu mai știu, bă, nu mai știu cum, a, sigres, hai să punem un sigres, cred că sigres era mai bun, dar cred că trebuie să avem apă prima oară pusă aici, ia să vedem, deci dacă punem apă, sigres, da, crește, bun, vedem că crește sigresul, frenurile astea, fernul, au, ok, astea nu sunt de așa ceva, eu cream că sunt de apă, dar nu mai știu cum se mai numeau algele, dar de fapt, cred că, de fapt, sigresul sunt algele, practic, dacă stai să mă gândesc eu așa în general, hai că punem aici, umplem partea asta momentan, sau hai să umplem totul, bă, frate, eu zic că ar fi bine să umplem totul, bun, am umplut totul aici, hai că punem de-astea aici frumos, trebuie să punem și coral, că avem nevoie și de coral, avem nevoie ce să umplem, să fie totul foarte tare, punem cât mai multe chestii, bă, sau ce? Ah, hai că mai stau un minut! Și o să mă duc în casă că vreau să mănânc ciocolată, vreau să mă la televizor. Mamă, bubu, o să merg și o să mă bălăgesc în apă. Aolo, bubu, cred că o să stăpună, cred că o să stăpună în pat. Mamă, deci a zis că vine aici. Opa, opa, fii atent, trebuie să facem aici o treabă. Trebuie să scot blocurile astea ca să nu fie nașpa, bun. Am pus ăsta înapoi, punem și patul, bun. Hai că e bine acum, stai să ne luăm asta din inventar, că dacă ne prinde taică-miu, trebuie să n-am nimic. Mamă, fraților, bine că l-am auzit. Așa, hai că acum vin. Ia să văd ce faci. Ok, deci a intrat în casă. Să ne punem aici. Ce facem, mă? Deci s-a dus în partea. Doamne, ce disperație asta cu mănâncă ciocolată, taică-mea, doamne. Uite, s-a mare, mare grijă cu taică-mea acum. Bine că am reușit, bă, fraților. Mamă, deci bine că l-am auzit și am reușit să fac totul bine. Mamă, deci acum a picat direct în ăla, dacă era bine că... Mamă, bine că am avut ideea să iau ăsta de acolo. Ia, mă, ce face? Este aici, a? Ia, frate, vizurea! Ia, ia, spun fotbal, ia, unde? Fotbal, 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 fotbal! Așa, hai! Messi! Messi! Messi, bă, nu, uite! Gol, gol, bine, bă, Sanji! Bine, bă, Sanji! Tata, tata! Bine, bă! Ce faci, ce faci, tată? Te-ai pus la televizor, nu mai stai la plajă? Ei, o să mă stau ce să fac meci, bă! România a venit și Olanda! Aaa, da, tata, a fost meciul România cu Olanda, a fost acum, tata, au trecut zilele, în fine, nu mai contează. Acum... Pe bun, la reloare! A, te duci, te uiți la reloare. Bine, tată, succes, te mai... Aveam și eu de gând să vin aici la plajă, bine, tată. Bine, bă, bine, bă, hai, bă, te sub... hai că plec, bă! Te... A, bine, tată, hai, pa, 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 hai că mă duc acasă. Ok, deci s-a băgat în apă, uite, uite, bă, ce l-a tot acolo. Bun, și acum, hai să ne băgăm direct la treabă. Hai că a plecat, e bine, a plecat. Bă, da, cred că mai bine, în momentul de față o să punem așa ca să fie totul bine și pentru el și pentru mine, să nu fie rău. Deci punem ăsta aici, bun, hai că e mai bine așa dacă l-am pus, gata, mă, hai că acum nu o să mai avem practic de-astea de la Tecme foarte, foarte nașpa, adică o să putem să facem aici totul cum trebuie. Punem coralii aceștia, vreau să pun coralii și ăștia pe aici, aici, pe unde vreau să pun eu coral, deci vreau să pun coral, bam, 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 ceva de genul așa, vreau să urc ăsta așa, bun, și acum, bă, fii, eram curios de coralii. Mă, ce...
S-aude porc pe acolo, what? Eram curios de coralii ăștia, bun, ok, deja am pus. Aici trebuie să pun din nou asta că mi-a căzut, bun. Hai să vreau să fac o vizibilitate din asta, mi se pare că arată interesant designul acesta aici. Bine, totuși să sperăm că arată bine și din partea aia când o să fac eu ieșirea, când o să fie totul bine, când o să fie acvariul ăsta practic funcționabil 100%. Acum hai să punem și noi aici niște peștișori. Hai acum, eu să plec la Maricel. Sunt ce la Maricel, am auzit, da, mamă, cât de... Mamă, deci mă enervează, chiar mă enervează, ia mă. Putem să punem și ouă din acestea de... De fapt, da, uitați-vă că putem să punem fix aici ouăle și punem și o proască țestoasă, să eu zic, ar prinde bine, bun. Bă, deci am făcut acvariul, chiar arată super tare acvariul, îmi place. Hai să luăm asta la... Bă, deci este acvariul, este super tare. Bă, oare cum este puțin încărcat, dar mă rog, arată, e chiar e decent, chiar e decent. Acum, o să trebuie să... Deci, atenți, aici pot să văd totul. Deci, stai că mi-a chiar a plecat aici. L-am văzut pe acolo, în fine. Bun, deci stai că mi-a plecat. Când o să vină acasă din seară, o să fie totul bine. Bă, ce cu porcul ăla? What? Au venit porci pe aici, în fine. Bun, deci a plecat taică-mi, o să înțeleg, e totul bine. Planul a mers cum a trebuit. Am reușit să fac acvariul. Acum, hai să dăm drumul la toată treaba aceasta. Deci scoatem astea, punem Ghost Blackstone. Bun, deci atenți. Acum tatăl meu, practic, o să pice direct aici în acvariu. Când o să se pune el, să se pună, practic, la somn. Bun, eu mi-am revenit, am făcut toate lucrurile de genul. O să mă pun, cred că, aici, pe șezlong. Când o să vină taică-mi acasă din nou, o să vedem ce o să facă și toate astea. Bă, toate ce au venit atâția porci pe aici, mă, frate. În fine, bun. Mă pun, mă relaxez, mă prefac că nu știu nimic, că nu știu nimic, trebuie să închid ușile astea de pe aici. Bun. Bă, și totul e bine. Bă, uitați-vă, deci pică direct aici, mă, fraților, și chiar sunt curios ce reacție să aibă când se termină totul, bă, frate. Abia aștept, mă, chiar abia aștept. O să fie super, super tare. Hai că acum mă pun direct aici jos pe șezlong. Și da. Cornel. Să sperăm că o să iasă bine. Mă, ce Cornel, unde ești, Cornel? Cornel, unde ești? Mă, ce... Cornel, unde ești, bă, Cornel, unde ești? Alo. Bă, Vladus? Ce faci? Ce căutați aici? Că mai știți că parcă mi-a zis tătaică mi-au niște prostii data trecută. Ce căutați aici? Te v-am păcălit, nu știu că așa și pe mine m-au păcălit ăștia. Cine te-a păcălit? Azi vecincă, că zic că am murit tactul, dar lasă, nu contează, nu contează. Așa, unde-i, Cornel? Și tu unde ești? Și tu cine ești? Eu sunt Maricel. Tu ești Maricel? Da. Tu ești Maricel? Da. Oare. Bă, păi... Tu ești copil sau ce ești? Că taică-mi zicea că Maricel e un copil. E, cum adică, bă, eu am un fiu. Bă, lasă-mi trebările, te-am zis, unde-i tactul? Eu am zis, unde-i tactul? Păi taică-mi, nu știu, a zis că te caută pe tine sau nu știu pe cine a zis, pe fit-o, nu știu ce a zis pe cine caută. Bine, bă, fii antenă, bă, să nu zici, da, acum o să stai eu, avea o ciută ciocolată, mamă. Nu, pleacă, o să vină fix acum acasă, hai, du-te repede, hai, pleacă, vină repede. Doamne, hai că s-a făcut noapte. Doamne, ăștia, papa. Ok, bun, deci taică-mi aici. Bă, fiți atenți. Hai că cu taică-mi vreau să fac treaba aceasta, să fie totul bine și eu să stau ascuns. Nu vreau să mă arăt. Deci chiar vreau să stau ascuns ca să nu-și dea seama. O să mă pun undeva pe aici și l-aștept să vină acasă. Maricel! Unde ești, bă, Maricel? Maricel, unde ești, bă? Bă, a venit taică-mi? A venit. Da. Maricel, unde ești, bă? A venit. Maricel, unde ești? Maricel. A venit. Sunt toți. Unde e Maricel? Ce faci, tata? Bine, tu! Unde e Maricel? De ce-l cauți pe Maricel? Că, păi trebuia să ies, suntem amândoi la formă, da? Dacă am plecat, lasă că mă uit eu singur, mă, lasă, e mai răi. Hai că mă duc acasă, tata. România! România! Dă-i gol, bine, bine! Bă, da, mi-e foame! Ies ciocolata! Acasă, tata, acasă, tata, acasă! Bă, așa, unde sunt? Uite-ți și poți mâine. Gădus? Uite ce, sper să nu m-a văzut. Ia, bă, ce face? Ce tu? Da, tată, ce-ai făcut? Ce-i aici? Ce-i aici, tată? De ce m-ai închis în acvariu? Bă! Tată, nu știu prostul. Bă, doamne, iartă, bă, dar ce voi fac acum? Te miști, bă! Nu mai pot să mă păstrăiez, nu mai pot să mai fac nimic. Tată, dă-mi drumul, tată! Nu, tată, dă-mi drumul, tată, lasă-mă! Tată, strângi, tată! Nu, peștii, tată! Tată, nu mai dacă strângi peștii! Tată, nu mai, tată, ștur! Tată, strângi casa, tată, îți bagi de casă, dă-mi drumul! Tată, dă-mi drumul de aici. Tată, așa, ia fii atent. Tată, așa, ia dă-i. Dă-i, tată.
Hai că n-a ieșit deloc, n-a avut nicio reacție, bă. Am zis că fac și o farsă frumoasă cu acvariu, n-a ieșit absolut nimic. Doamne. Deci chiar credeam că e cea mai șmecheră farsă. Dar... Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.